Da, îl vedeți și pe domnul Gabriel Oprea. Domnul Gabriel Oprea, un semi-analfabet care a ajuns vicepremier. Ce faceți, domnul Oprea? Ce faceți, domnul Oprea? Cum ați ajuns dumneavoastră un semi-analfabet vicepremier? Și conducător de doctorate. De ce nu vorbiți? Da, ați văzut, domnul Oprea, un semi-analfabet, a venit aici la sediul UNPR. E lângă sediul PSD-ului. N-a avut ce să discute pentru că domnul Oprea nu știe să discute, nu e capabil să rupă două vorbe. Domnul Gabriel Oprea, care se află ascuns în această limuzină, foarte bine protejat de șoferul lui, da? Asta este limuzina a domnului Oprea. Este principalul responsabil pentru moartea lui Bogdan Gigină. Este foarte important. Omul care se ascunde aici pentru că a dorit să circule ca un... că tot vorbeam de America Latină la ședința PSD-ului, da? Deci omul a vrut să circule ca un dictator latino-american cu coloane oficiale, cu girofaruri, cu mai... Nici Ceaușescu nu mergea așa prin București pentru că a vrut să circule așa. Acest individ a omorât un polițist, da? Dincolo de asta, domnul Gabriel Oprea este un exponent a ceea ce eu denumesc impostura în zona de mediu universitar, mediu academic. Este vârful imposturii. Omul este un semi-analfabet care a ajuns președinte de partid, da? Aici încă mai au sigla partidului. Partidul nu mai există, vreau să vă arăt aici, da? Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României, vicepremier pe probleme de securitate națională, omul se visa prim-ministru, șef la Serviciul Român de Informații, avea niște gânduri de mărire foarte mari și omul era un analfabet. Mi-aduc aminte, noi în redacție când ne uitam la el, când ieșea la televizor, puneam televizorul pe mut și ne distram de grimasele lui și de cum se chinuia el să scoată cuvintele. Acest om cu aceste grimase, acest om incapabil să țină un discurs public, să vorbească corect, pentru care vorbitul, simplu exercițiu al vorbitului, era un efort aproape supraomenesc. Acest individ ajunsese șef de doctorate, șef la școală doctorală, conducător de doctorate, dădea doctorate pe bandă rulantă. Un simbol al imposturii în mediul academic. Este ceea ce au reușit să creeze 30 de ani, oameni buni, 30 de ani de, aproape 30 de ani de tradiție, de tranziție, de la comunism la așa zisă democrație. De fapt nu a fost o tranziție. A fost o tranziție de la dictatura lui Nicolae Ceaușescu la o țară controlată de astfel de indivizi. Indivizi care, de fapt, în realitate, într-o țară civilizată, nu ar fi reprezentat absolut nimic. Dar absolut nimic. Ar fi fost un individ cum este Gabriel Oprea, pe care l-ați văzut ieșind de aici din sediul UNPR-ului. E foarte interesant că domnul Oprea a venit aici la partid exact în ziua în care Dragnea își stabilea noul guvern. Sperăm că nu le-am stricat vreo șustă cu prezența noastră. Acest individ, Gabriel Oprea, nu ar fi fost, oameni buni, într-o țară civilizată, nici măcar, poate doar portar la Ministerul Apărării, nici de cum ministru, nici de cum vicepremier pentru probleme de siguranță națională. Nu există așa ceva într-o democrație consolidată. Acest individ rămânea corigent la școală și nu ajungea să facă o facultate, ajungea cel mult portar la un minister. În România acest individ a ajuns foarte puternic. În România acest individ făcea și desfăcea în sferele puterii, da? În România acest individ făcea parte la un moment dat dintr-un grup de 5 sau 6 persoane, oamenii care conduceau efectiv România, care puteau să facă orice în România, erau stăpânii României. Acum este cercetat pentru moartea polițistului Bogdan Gigină, are o grămadă de probleme penale. Sigur, speră și el la reabilitare. Este și el unul dintre cei care îl sprijină din spate, din umbră, pe infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, sperând că își rezolvă și el problemele lui de ordin penal. Domnul Gabriel Oprea. Și insist pe treaba asta, pentru că asta... Oameni buni, asta trădează exact mentalitatea lui și cultura acestui om. A omorât un polițist, a murit un polițist, Bogdan Gigină, numai și numai pentru că Gabriel Oprea voia să se plimbe ca un dictator latino-american prin București, da? Cu coloane oficiale, cu girofaruri, cu tot acâmul. Și acum l-ați văzut singur,
îmbrăcat așa modest, parcă nu l-ai recunoaște pe stradă, doar cu o limuzină cu un șofer, care e și bodyguard, da? Are condiție fizică bună pentru că eu am vreo 80 de kilograme și ușor m-am împins într-o parte ca să nu pot să-l deranjez pe domnul Gabriel Oprea. Și acest individ ajunsese atât de sus, oameni buni. Este inadmisibil, este o rușine. De câte ori îl vedeam pe Gabriel Oprea la televizor, mă uitam la el, îmi făceam cruce și spuneam, este o rușine pentru România, cu ce a greșit țara asta, cu ce a greșit poporul ăsta român, ca să aibă asemenea indivizi la vârf. Uitați-vă din urmă, căutați că mă urmăriți pe YouTube, declarații de presă ale lui Gabriel Oprea. Uitați-vă la el, deci omul se schimonosea tot și se scremea tot să scoată un cuvânt, oameni buni. Un cuvânt. Și ajunsese la vârful statului român, vicepremier pe probleme de siguranță națională. Și noi avem milioane de oameni competenți. Nu vorbim de oameni care știu să vorbească. Cât de cât au niște idei în cap, ideile respective le pot materializa în cuvinte și în fraze și în propoziții purtătoare de conținut pe care să le emită corect gramatical. Nu vorbim de asta, vorbim de oameni foarte buni, profesioniști în domeniile lor. Oameni cu doctorate pe bune, care au muncit și meritau toate acele diplome. Și acei oameni n-au avut loc în țară. Au fost nevoiți să plece afară din țară, cu milioanele, aproape 5 milioane de oameni, da? N-au avut loc în țară, au fost nevoiți să plece, este un adevărat exod al creierilor, da, al competențelor din România. De ce? Pentru că astfel de indivizi au acaparat statul, au acaparat funcțiile statului și au început să-și creeze piramide de relații sub ei și au împânzit statul cu impostură, au infectat statul cu impostură. Asta a făcut Gabriel Oprea, care a fost și un fel de samsar, un fel de bișnițar, dacă vreți, de diplome universitare și de doctorate. Gabriel Oprea, prin pozițiile pe care le-a ocupat el, a dat doctorate o grămadă de oameni care n-au nicio treabă cu mediul academic. O rușine, au putut să aibă doctorate datorită domnului Gabriel Oprea, care și-a creat un sistem, înțelegeți? Ca la mafioți, exact așa a procedat domnul Oprea. Băi, uite, eu îți dau un doctorat, eu îți dau niște facilități, te fac doctor în ceva și tu, când ajungi pe o funcție publică importantă, ți-aduci aminte de mine, Gabriel Oprea, și faci și tu ceva pentru mine. Înțelegeți? Este exact ca la mafie. Știți, în filmul Nașul, dacă vă aduceți aminte, la Nașul vine un om cu o problemă și spune, ok, noi te ajutăm acum, îți rezolvăm problema. Și într-o zi, când o să avem nevoie de tine, te vom contacta și vei face și tu ceva pentru noi. Exact ăsta a fost sistemul pe care l-a promovat Gabriel Oprea. Și este o rușine, oameni buni. Este o rușine pentru țara asta și pentru poporul ăsta că a permis ca un analfabet, omul este semi-analfabet. Urmăriți-l cum vorbește, urmăriți-i discursul public. Sunt ore și ore de înregistrări cu el, declarații de presă și așa mai departe. Omul se screme să rostească o frază. Și a ajuns dita mai conducător de doctorate. A ajuns dita mai vicepremier. A ajuns unul dintre cei 5 oameni care decideau soarta României. Da? A ajuns să umble ca un general latinoamerican, ca Pinochet umbla pe aici prin București cu coloane oficiale și cu... Și a trebuit să moară un polițist. A trebuit să moară un polițist pentru ca să scăpăm cumva de ele, quasi scăpat, pentru că omul este undeva între dosarul penal și instanța de judecată care va decide sau nu vinovăția și ce pedeapsă merită el.